Ansamblul profesionist Drăgan Muntean a organizat vineri seara un spectacol extraordinar care a reunit pe scena Teatrului de Artă din Deva artiștii Gheorghiță Nicolae, Ciprian Istrate și Mihaela Istrate, Roxana Reche și Alexandru Pal, Cristian Fodor, Felicia Stoian, Ciprian Roman, Lorena Pascu, Ovidiu Olari și Ana Anuțoiu, dar și dansatorii și orchestra ansamblului profesionist Drăgan Muntean, dirijor profesor George Câlțea. Spectacolul a fost transmis în direct pe TVR3. Departe, cel mai așteptat moment al seriei a fost lansarea albumelor Zestre de folclor românesc în interpretarea orchestrei ansamblului. Am scris, poate cu acest album, o pagină de istorie în cultura județului Hunedoara, iar cei care vor avea ocazia să achiziționeze acest CD-ul, o să-l asculte cu plăcere, o să le umple inima și sufletul de bucurie. Vreau să mulțumesc pentru aportul adus la realizarea acestui album maestrului dirijor George Câlțea, care a orchestrat tot ce există pe acest album. E vorba de 4 suite de orchestră și 11 suite de dansuri populare din toate zonele etnofolclorice ale țării. Sunt 4 suite orchestrate de maestru George Câlțea și de maestru Constantin Arvinte. Chiar dacă drumul vieții ne duce pe fiecare departe în lume, chiar dacă poate activitatea mea se va încheia la acest ansamblu, să știți că vreau să rămân în urma noastră o muncă pentru care am muncit foarte mult. Vă mulțumesc și doresc mult succes celor care vor veni în continuare și să realizeze și să ducă mai departe proiectele și munca pe care am început-o. În cei 3 ani și jumătate de la înființare, ansamblul profesionist Drăgan Muntean Deva a reprezentat cu mândrie județul la diferite festivaluri de gen, iar spectacolele organizate au atras întotdeauna un număr impresionant de iubitori de folclor.